Da, ne-am reîntors să mai povestim despre ce ne mai dau ziarele de astăzi, motivat de o intervenție pe care a avut-o Dan Ioan Cușneir. Au sărit cei de la ALDE și au spus că au cerut demisia domniei sale din funcție de președinte al PSD Suceava, și asta pentru că și-a permis să spună de votul celor de la ALDE pentru bugetul pe 2018. Au motivat ei într-un fel că de fapt să se uite în ograda proprie, pentru că acolo au pe cineva care votează întotdeauna cu puterea și că lucrurile nu stau chiar așa. Au motivat votul și de inițiativele, sau mă rog, pe care le-au avut ei în Consiliu, legate evident de buget și de lucruri care se pot face și care se vor face în municipiul Suceava. Deci o întreagă poveste legată așa în coaliția de guvernare care nu funcționează și la Suceava. Asta ca să-l citez pe președintele organizației PSD Suceava, politice municipale PSD Suceava, Dan Ioan Cușnir. Uite, așa se face scandalul. În PMP nu-i mai bine și acolo un picuț de scandalou, pentru că pe de o parte unii spun că au nu știu câte organizații, asta dacă ar fi să vorbesc de o anumită persoană care nu mai e președinte, dar care se consideră fondator și care, mă rog, își asumă tot felul sau își arogă tot felul de calități. Pe de cealaltă parte, Marian Andronache împreună cu biroul județean și așa, și consilieri, viceprimari, ce mai au pe acolo, așteaptă alegerile din martie ca să hotărască drumul pe care merge PMP-ul. Deci apele turbul, dacă e să vorbim de cel local. La nivel național, deja spunea colegul Florin că o realitate, că UDMR-ul nu participă la această guvernare dăncilă, să spunem așa, în acest nou guvern, nu vrea, nu-i trebuie, nu participă, ba din contră, cum spunea, că a fost făcut la Ministerul Agriculturii pe genunchi, nu? Sau ceva? Nu, între două beri. Între două beri. Între două beri. Acum, asemenea tehnici ale UDMR-ului, noi le-am mai văzut. Probabil pregătesc o altă, nu știu, favoare, să primească o altă favoare din partea PSD-ului. PSD, care ne-a demonstrat în ultimul an că este dispus să negocieze aproape orice cu UDMR-ul. Nu s-a mers până acolo încât românii ar fi trebuit să sărbătorească ziua maghiarilor. Ziua în care mulți români și-au pierdut viața. În condiții diverse. Da, ce contează asta? Dar ce mai contează? Nu? Dacă e să rămânem la putere, cu orice preț. Acum, la Suceava. ALDE nu era cu PSD-ul? Ba, păi de-aia am zis. Deci ALDE era cu PSD-ul, nu? Era acum cu PSD-ul, da. Acum, întrebarea e dacă PSD-ul e cu PSD-ul, da? E o întrebare la care eu nu găsesc tot timpul răspuns. Nu că mă uit aici, și nu asta spun. Deci, este sau nu este? Adică este la București, dar nu este la Suceava. Cu toate că la Suceava este mai tare decât în multe alte locuri, da? Avem prefect PSD, subprefect, spre exemplu, ALDE. De la, sau cu sprijin, ca să nu, da? Adică cum, în Consiliu? Dar de fapt stați că și la Rădăuță am avut aceeași problemă. Am înțeles că domnul Sticle s-a plâns domnului Dragnea că la Rădăuți ALDE-le nu este la putere. Adică de ce nu este la putere? Păi dați-i ca să fie la putere, nu? Nu așa se... Nu, de fapt problema nu e de aici. Deci dați-i ca să fie cu voi, nu? Da, s-a plâns Sticle. Care Sticleț? Vă rog, Simeon Sticleț. Domnul Simeon Sticleț, domnul consilier. S-a plâns că ALDE nu la putere? Dar ce interesează pe el în PSD? Păi, în Consiliul Local Rădăuți nu votează cu PSD. Nu votează cu PSD. Păi da, stai, ALDE nu votează. Dar e la putere, nu votează cu PSD-ul. Asta era povestea, da. Da, nu votează cu PSD-ul. Nu-și asumă puterea. Da, și aici, la Suceava, văd iarăși că ALDE nu votează cu PSD-ul. Păi, a votat, dar dați-le ceva. Recunosc că în toată povestea asta recunosc un picuț așa din pana creda lui Ovidiu Milici, care spune că PSD...
PSD-ul, nu PSD-ul, hai să citesc ca să nu... Anumiți consilieri PSD semnalizează stânga, dar o cotesc la dreapta. Da, nici nu trebuie. Domnul Mohanu este cunoscut pentru astfel de, de voturi. Absolut. Dar nu odată, chiar de aici am povestit despre faptul că domnul Mohanu, cel puțin, este PSD-istul care votează după cum îi dictează conștiința. Da, este exemplu că există democrație în PSD. Nu despre asta vorbim. Asta ca să nu mai vorbim așa. Ca să nu mai fie corcotași și cârcotași. Sigur că da. Cei care să... Cât despre domnul Milici, nu știu. Domnul Milici nu vrea să fie cu PSD-ul, vrea să fie cu cine vrea să fie. Dar adevărul că PSD-ul la Suceava nu prea poate oferi, așa că mai la scandal cu... Așa. Pe de o parte. Pe de altă parte, aveam subiectul cu PMP-ul. Din comunicate... Ai înțelege că PMP-ul chiar e partid politic în Suceava. Adică chiar ai crede că este o forță politică. Asta, dau comunicat, zici, se ceartă acolo, ori fi 2, 3, nu știu. Am văzut într-o poză, cred că e toată organizația județeană, vreo 10. Da, chiar despre ce e vorba, adică de cine ar interesa pe noi ce se întâmplă în PMP, cine e PMP-ul? Despre ce e vorba? Mișcarea populară. Mișcarea populară. A, domnul Băsescu. Să vină domnul Băsescu să spună cine e președinte. A, despre ce e vorba? A, că domnul ăla care era liftier nu mai are... Obiectul muncii. Ghinion de neșansă. Asta este. Se la vi. Asta este. Poate merge și dumnealui și găsește un serviciu. Am înțeles că este îndată o bursă a locurilor de muncă. Poate merge și dumnealui. Și devine cetățean respectabil al acestei țări. Poate și ceilalți din mai organizație s-au prins că așa, asta este, la fel, ghinion de neșansă, domnul Popoviciu. Da, n-ai ce-i face. Cât despre domnul Andronache, e bine așa. Da, e bine. Restul vom vedea. E bine așa. Ca să, am văzut aici, dacă e să mă uit un pic printre titluri așa, să mă uit că tocmai văzusem un titlu, am să spun doar că PMP Suceava se unește în jurul lui Andrei Andronache pentru a susține pe acesta pentru președinția filialei județene și asta pornind de la o ședință care a avut loc unde în altă parte decât la Bojorâta, acolo unde primarul Bogdan Codreanu este alături de Marian Dinache în acest demers. Și am văzut lucrurile o poză înainte la Rădăuți. Degeaba. Știți, o poză înainte am văzut la Rădăuți. Tot deci, așa. Da, ok. Se mimează, știu, viața politică a unei organizații de partid. Cum nu se mimează? Se mimează. Da, în sensul, în general, da. În general, mimul este, sau mă rog, a fi mim este un mare lucru în politică. Eu îmi doresc din tot sufletul, știu eu dacă se va întâmpla ceva și va fi vreo schimbare la PMP, ca nouul președinte să plătească datoriile celuilalt președinte, vechiului președinte. Deci asta e așa ca dorință personală. Așa, nu că mi-aș face mari speranțe. Trebuie să stai la coadă. Da? Și să stau și la coadă, da. Dar așteptările mele ar fi de la nouul președinte să-și plătească datoriile cu contract. Așa, ca să nu... Celelalte pe vorbe să mai aștepte. Că... Așa. Despre asta e vorba. Vorbim despre un partid total neserios. O spun, sau cel puțin a fost în perioada condusă de domnul Popoviciu. Deci un om fără cuvânt. Un om care și-a pus semnătura pe contracte și nu și-a onora contractele. Și la modul ăsta n-avea cum să reziste mult în această funcție, pentru că pe oameni îi păcălește odată. Maxim de două ori. Mai știu exemple și de două ori. Dar pe urmă, la un moment dat, lumea din jurul lui va pleca, pentru că nu poți să stai lângă un asemenea personaj care în jurul dumnealui nu a făcut altceva decât să, știu, să nu respecte contracte, ca să nu spun să înșele. Pentru că ar putea, nu știu, e termenul corect, dacă nu respecti un contract și nu plătești înșeli, nu știu cum, nu știu, s-ar putea să, chiar nu știu care e termenul corect, dar ideea asta este că dacă poate se schimbă conducerea la alegerile viitoare din martie și vine un alt președinte, poate nouul președinte va plăti datoriile celui vechi. Asta așa. Dacă este organizație de partid, dacă este partid politic chiar. Dacă nu, da, e o adunătură de șmecheri care reușesc în anumite momente electorale să mai păcălească pe câte unul alt. Asta. Și în rest, restul mai strângeți-vă pentru cunoscători de la Rădăuți. Restul mai... Da. Asta. Da. Nu, nimic altceva.
Mai sunt câteva titluri interesante, de altfel, despre insolvență v-am povestit, despre polițista care a refuzat să conducă loganul de serviciu și de faptul că și-a dat demisia din sistem și asta după un an și ceva, după ce profesat în poliția română. Ceea ce era interesant, e interesant de văzut în toată povestea asta, este că a făcut un atac de panică polițista atunci când a trebuit să meargă cu loganul dintr-o, nu știu, de la Gălănești, mi se pare, sper să nu, dintr-o zonă, undeva din Suceava, să meargă până la Suceava, a făcut un atac de panică, a fost nevoie de intervenția celor de la 112, să o ducă la spital, să o aducă de la spital și tot în ziua aia a plecat acasă cu mașina părinților săi, care evident nu era Logan. Asta vreau să spun, o mașină nemțească, nu o să-i spunem, dacă care începe cu, cu B în față. Deci, știi, și, acolo atacul de panică nu și-a mai avut rostul, deci a fost o întreagă poveste, a plecat din sistem, dar nu mai este acolo. Era o discuție întreagă cu privire la calitatea personalului atras în poliție din surse externe. Dar nu obligatoriu de sex feminin sau de calitatea profesională. Să nu fii misogin. Calitatea profesională, deci cu misoginismul, să știți că apare mai degrabă din partea sistemului. La modul foarte sincer, îmi povestea cineva, nu din județ, nu de la noi, de la o poliție dintr-un județ vecin, care spune așa, doamne, fără glumă, le-am cerut șefilor sau am rugat șefii să găsească soluții pentru a modifica WC-urile din instituție. Da? Toate WC-urile din poliție erau cu pișoare normale de... Dacă erau angajați numai bărbați. Da? Acum au ajuns aproape 50-50%. Na, râdem, dar nu-i de râs. Mă gândeam la expresie. Mă rog, nu poți dimineață și trebuie să mă abțin și o să mă abțin, că cu greutate. Trebuie făcute investiții în, cel puțin la Gălănești, nu face așa, săraca, na, vin tot felul de sensibili din surse externă și îți dai seama, mai ai și Buda în fundul curții și cu pișoar și, da, mă, poate provoca tot felul de traume. Cum, na, domnișoara a depus și o plângere împotriva șefului care a îndrăznit să pună să lucreze cu Logan. Să fac acum o întrebare de matematică. Așa. De matematică, o am primit. Nu de limba română, că ați văzut ce știm. Știind că euro este 4,66, de câte guverne are nevoie Dragnea pentru a duce euro la 5, ținând cont că el al treilea și a avut un punct de pornire 4,51? Relaxat. Hai să spunem 2, maxim 3. Nu mai știu, matematica asta nu mă ajută neapărat în dimineața asta. Își o zi după o zi de luni, acum, adică nu trebuie chiar o zi de duminică, nu, am șurea că de dimineață, știi, dar reclama lui Steve e foarte faină. Aia așa spune foarte mult, foarte sugestivă. Ne ocupăm în continuare cu lucruri serioase în Suceava, adică mai cărăm și noi o țigară, mai nu știu ce, i-a prins pe doi dintre sucevenii noștri, cărând cu tirul 12.500 de pachete de țigări, i-au prins undeva pe la afumați, deci undeva pe lângă București, mai avea un picuș și dădeau lovitura. Probabil că a fost la pont, i-au lăsat să vadă unde descarcă ca să poată să-i prindă și pe unii și pe ceilalți în toată chestia asta. I-au prins mai repede, care nu poate să întâlnească cu ea. Încă nu apucat, mai repede. Doamne, ferește să afle și restul rețelei. Mesaj de susținere din partea 31 directori din universitățile din România pentru Valentin Popa la educație. 10 rectori al universităților din consorțiul Academica Plus susțin propunerea ca Valentin Popa să fie ministru al educației. Sunt titlurile pe care le găsim astăzi. Deficitul bugetar s-a dublat în decembrie pentru că ordonatorii și-au deschis târziu creditele și asta o spune ministrul finanțelor. Propunerea la Ministerul Finanțelor este Eugen Teodorovici Dendi, mi se pare, nu? Dacă nu, mai ales că Mare Dendi critic. A fost cel care a criticat din răsputeri. Mare critic. Da, de la Grindeanu încoace cam a fost... PSD-ul, Dragnea, nu neapărat partid, doar pe Dragnea, l-a tăvălit așa un picuț. Eugen Orlando Teodorovici, ministru al finanțelor. Cel puțin asta e propunerea. George Ivașcu, actorul George Ivașcu, este propunerea de la Ministerul Culturii. Sunt câteva nume care nu se mișcă de acolo. Adică, vreți să știți vicepremierii care sunt? Hai ca să vi spun. Dorel Ștefan, vicepremier, Grațiela. Pe Grațiela o știți. Grațiela Gavrilescu. Bă, și mai are un nume asta. Leocadia.
Bă, deci mi-a trebuit mult să mă gândesc. Grațiela Leocadia Gavrilescu este al doilea vicepremier. Doamna Birceal, Anna Birceal, este vicepremier pentru implementarea parteneriatului internaționale. Are calități. Și Paul Stănescu, tractoristul, este vicepremier și ministru al dezvoltării. Paul, nu? Ar trebui să comentez. Hai, și care? Ar trebui ca să fac așa o paralelă vis-a-vis de ce spunea Florin la începutul emisiunii, dar n-am să o confundăm. Deci nu confundăm. În sfântă zi de sărbătoare, n-am să o fac. Nu confundăm. Oricum, am să tac din gură. Trebuie să recunoașteți că s-a ridicat nivelul. Asta spun. Păi nu-l compari pe... Cum s-a ridicat nivelul? Intelectual, ca să mă exprim așa. Nivelul intelectual. Plecând de la videle, de la doamna Dăncilă, să fie ridicat nivelul intelectual? Probabil că da. Probabil că da. Am auzit. Deci, probabil că da. Ca să nu mai cărcotesc atâta, băi, mai cărcotesc. Tot timpul eu cărcotesc. Nu mai cărcotesc, da, asta. Uitați-vă că aș fi scăzut, mă uitam acum la euro. A scăzut, da? Și euro și nivelul. A scăzut eu. Este 4,6658. Nu e 4, nu merge la 5. Vine înapoi, că nu m-a auzit că vine... doamna și cu guvernul și treaba e bine. În orice caz, n-am mai scăzut numărul de miniștri, așa cum își dorea Tudose, numărul de ministere. Ba din contră, s-a mărit un picuț portofoliul la vicepremier. Tot 28, dacă n-am socotit, dar tot 28 au rămas. Adică e bine, e bine. În România asta toate e bine. S-a modificat, în schimb, raportul de forță în PSD. Organizația din București, cea, știți, care amenința cu pandele la un moment dat, că nu știu ce va face cu primare și așa mai departe, a pierdut în fața unor organizații din teritoriu care altfel n-aveau nicio șansă. Și aici, probabil, în zona aceasta s-a dus bătălia politică. Probabil ăsta a și fost rostul turneului prin țară a lui Dragnea înainte de alegeri. Ce ați văzut frumos? Haideți, spuneți-mi. Da, frate, mi-e luni dimineața. Așa, te zici? Păi cum să ți... Citezi din liderul PSD de Suceava. A. Da. Vorbind despre Valentin Popa, despre rectorul Universității Valentin Popa. Poate era mai degajat, dar nu-i pun la îndoială calitățile. Deci când vine din gura lui Ioan Stan, e... Super cari fragilis, nu? Parcă așa era filmul, nu? Bravo! Poate era mai degajat. Și asta o spune domnul senator Ioan Stan la al cincilea mandat, domnia sa, cu greutate, într-adevăr, la al cincilea mandat în Parlamentul României. O trecere care a lăsat o urmă nu grea, deci nu zgârietură. Odita mai brazda pentru județul Suceava. Aștept în continuare, că așa sunt eu răbdător, aștept în continuare să văd ce se întâmplă cu investițiile din județul Suceava. Uite, dacă tot organizația PSD Suceava, am să aștept de la organizația PSD Suceava un comunicat să ne spună cum se va, ce demersuri s-au făcut și ce s-a mai întâmplat legat de șoseaua de centură, de proiectul de șoseaua de centură, când se termină, dacă ei știu, poate ne spun și nouă, și dacă nu știu, poate află, că suntem foarte curioși. Zăpada a fost la Câmpul Lung Moldovenesc, n-am auzit de domeniul schiabil de la Câmpul Lung Moldovenesc să fie dat în folosință și zăpada, dragii mei, îndată nu-i. Dar n-am auzit, cu toate că cineva de acolo ne spunea că în două săptămâni banii vin și treaba are să fie schiabilă și are să meargă schiul liut. Mihăiță Negură a spus deci, și una lui, nu? Nu. A spus, dar nu degeaba. Degeaba a spus. Deci nu, poate, eu știu, poate la Rădăuți, zona în care alocațiile bugetare venite din TVA și din impozitul pe profit, cotele defalcate din TVA și impozit pe profit a însemnat după formula, după schema PSD ALDE a însemnat zero. Poate aflăm însă și despre Rădăuți că acolo șoseaua de centură merge mai departe. Evident, în faza proiect, nu vă-ți închipui că se întâmplă altceva.
Sau cât poate aflând de, cât de departe, că acum ce o fac la marginea Rădăuților, cât de departe, unde s-o ducă, la Suceava, unde s-o ducă, la Dorohoi? Cine poate să știe? Ce poți să știi? Cum adică? Nu poți să știi niciodată. Rău frumos, nu, lăsați-o acolo unde... Se întâlnește cu șoseaua de la Siret, da. Nu se știe niciodată, adică nu poți să știi ce... Bă. Și poate aflăm și noi de niște drumuri expres, de alea care toate au să facă din Suceava decât extraordinar. Și, bineînțeles, provocarea maximă pe care o avea, încă o dată spun, cartoful fierbinte, în opinia mea cel puțin, dacă vreți, pe care îl va avea ministrul educației, domnul Popa, legat de campusul universitar. Și, mă rog, de a porni ceva, eu nu știu dacă o să aibă timpul necesar de a face, sau poate o să-l aibă și nu știu eu, dar dacă o să aibă timpul necesar, ar fi de așteptat ca acel campus, într-un sfârșit, să înceapă să prindă contur, nu doar gard și nimic altceva. Mai știu, pământul noi deja... Păi gard, o problemă cu problema. Mai ești cu multă problemă? Da, am înțeles. De ce, o ia la vale? E de vânzare? Ce zonă? Păi avea un anumit termen. Nu știu. Da, în fine. Ca să înceapă. Da, bun. Da, da, da. Prelungim, derogăm. Noi, deci suntem la putere. Suntem peste tot acasă. Florin, mulțumesc că am stat așa în povestit de dimineață. Vedem astăzi după comisii ce o să se mai întâmple, dar o să se mai întâmple. Mai povestim mâine. Cert este că vă doresc o zi frumoasă. O zi frumoasă, Florin. O zi frumoasă, Doamne, și dumneavoastră. O zi poate și prosperă. De ce nu? Mai ales acum că o să avem guvern și o să avem guvernant și o să avem patru vicepremieri alături de doamna Dăncilă premier, ne-au mai liniștit așa un picuț și ne-au mai dat siguranța necesară, evident, pentru ziua de mâine. Mâine va fi, spuneam, o altă zi. Răcoare astăzi, dar una mai mult decât acceptabilă. De dimineața aia, mă, că de la căldură aproape că putem să facem baie. Deci dacă mergem undeva un pic la abur, la apă termală, fără probleme. 4 grade erau de dimineață în Fălticeni, Rădăuț, Suceava, cu plus un grad la Vatra Dornei și la Câmpul Lung Moldovenesc. Cer acoperări din norișori, minimele pe noapte rămân tot în zona de plus, de la plus un grad în zona de munte, pe la 4-5 grade în zona de deal. Nu vor fi precipitații din soare astăzi deloc, un cer acoperit, soarele foarte scump la vedere astăzi, așa că e o zi posomărâtă, chiar dacă nu foarte răcoroasă, cu umiditate între 70 și peste 90%. Ceea ce spune mult și cu o temperatură resimțită undeva în zona minus 1, minus 6 grade. 6 grade, evident, în zona montană. Aveți grijă de dumneavoastră, nimeni nu o să o fac de altfel, pentru că cei care ar trebui să aibă grijă de țărișoara asta au grijă doar de ei. Să aveți o zi frumoasă, să vă bucurați de ea, să rămâneți cu programele noastre, programele Bucovina TV și să nu uitați, să fiți frumoși, să fiți la fel, luni, marți, miercuri, aici, la Bucovina Activ, cu mine, Dorel. La revedere!